Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Pare că Omul este doar o uneltă în mâna asta a păcatului și îi lipsește cu desăvârșire liberul arbitru pe care l-ați amintit mai devreme când vine vorba de a face rău. Sunt cuvintele biblice, da? Sunt cuvintele lui Pavel. Este Aici, păcătosul vinovat pentru faptele astea săvârșite sau el este doar victima în poveste? Ai asta? spus un cuvânt. Pare. Doar pare. Deci, noi suntem ca o mașină hibrid cu două motoare. Unul electric, unul altfel. Eu sunt cel care decid cu care merg. Îl cuplez pe unul sau îl cuplez pe altul. Asta, de, asta este la nu. mine. Dar aici pare la Pavel că nu e așa, că el vrea nu. vrea să facă binele și zice Bă, păi, uite, a fost pe accelerația asta să meargă motorul pe benzină și intră hibridul. Deci eu nu vreau pe hibrid. Nu e adevărat. Dar Fia trebuie atent. să citești pe la camera. Trebuie <laughs> să citești păi și ca Hai să, citem, să vedem. Ia. Ce zice? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Într-adevăr, în mine există cele două tendințe. Firea pământească pe care am moștenit-o de la părinți. M-am născut cu această fire pământească. Cu toate patimile lor m-am născut cu ele. Și prin credință și prin botez aceasta botezul este esențial. Prin botez am primit de la Dumnezeu o a doua natură, natura divină. Și atunci în mine există cele două motoare, firea pământească și firea divină. Eu sunt cel care decid. De cine ascult? mi și rușine să răspund, vă spun sincer. Pentru că eu un om bătrân, are peste 70 de ani. E pastor în Biserica Adventistă și toți de acolo sunt pastori în Biserica Adventistă. Și nu știu cum ceilalți pot să asculte ereziile astea și să nu spună nimic. Pentru că după aia o să înceapă să vorbească de un evreu care găsește un portofel și el decide ce să facă cu el. Se comportă ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Când de fapt am auzit dita mai erezia. În primul rând, să clarific pe scurt ce spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 7. Apostolul Pavel spune mai întâi că legea e duhovnicească. Apoi spune că omul e firesc și nu poate păzi această lege duhovnicească. Chiar dacă ar vrea să o păzească, el nu poate. Pentru că e firesc. Doar un om duhovnicesc poate păzi o lege duhovnicească. Niciun om, prin natura lui, prin firea lui, nu poate să păzească legea lui Dumnezeu. Pentru că e o lege duhovnicească. Și apoi continuă discuția în Roman capitolul 8 și spune că cei care sunt în Hristos Iisus, adică cei care sunt născuți din nou, au fost izbăviți de această lege a păcatului. Această lege a păcatului care lucrează în firea lor pământească. Adică cei născuți din nou, cei ce sunt în Hristos Iisus, cei ce au fost mutați din primul Adam în al doilea Adam, nu mai sunt sclavei păcatului. E exact ce spune Apostolul Pavel și în Roman capitolul 6, mai devreme. Ei au fost izbăviți de sclavia păcatului. Ei nu mai sunt sclavii firilor pământești în care lucrează păcatul. Legea asta păcatului, în care păcatul comandă. Ei au fost izbăviți de această sclavie firii pământești. Ei acum sunt călăuziți de Duhul Sfânt, și despre asta va vorbi Apostolul Pavel în Roman 8, mai încolo. Ăștia sunt adevărații copii al lui Dumnezeu, care sunt călăuziți de Duhul Sfânt. Și tot în Roman 8, ca o concluzie la ce ați zis mai devreme, legea e duhovnicească, omul e firesc, nu poate păzi legea duhovnicească al lui Dumnezeu, spune că legea lui Dumnezeu e împlinită în noi, care nu mai trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnul Duhului. Adică în noi, cei care suntem în Hristos Iisus, cei care am fost mântuiți cei care am fost născuți din nou. Doar noi putem păzi legea duhovnicească a lui Dumnezeu. Doar noi am devenit oameni duhovnicești. Doar noi suntem călăuziți de Duhul Sfânt. Omul firesc nu poate să facă asta. Trebuie să fie în Hristos Isus, trebuie să fie născut din nou. Asta e tot ce vrea să spună Apostolul Pavel acolo. Nu vorbește de mașini cu două pedale pe care le controlăm noi și așa mai departe. Deși, într-adevăr, noi acum putem să alegem să ascultăm de Duhul Sfânt, să ne lăsăm că l de El sau să ascultăm de firea noastră pământească. Dar firea noastră pământească nu ne mai înrobește. Noi nu mai suntem sclavi ei. E cu totul altceva. Și asta e valabil doar pentru credincioși. Ceilalți, oamenii firești, sunt sclavi firilor pământești. Doar credincioșii poate să aleagă. Doar credincioșii au fost eliberați din această sclavie. Doar ei poate să aleagă să facă binele. Și au și puterea să facă binele, prin Duhul Sfânt. Ceilalți sunt sclavi firilor pământești. Se încadrează în ce spune Pavel în Roman, capitolul 7. Chiar dacă au voința să facă binele, nu poate să-l facă, pentru că sunt sclavi. Doar cei credincioși au fost eliberați de această robie. Iar ei trăiesc acum călăuziți de Duhul Sfânt. Trăiesc după îndemnurile Duhului Sfânt. Ascultă de îndemnul Duhului Sfânt. Pentru că nu mai sunt sclavi ai firilor pământești. Ei împlinesc legea duhovnicească a lui Dumnezeu. Asta e ideea pe care vreau să o transmită Apostolul Pavel. Și acum să trecem la partea mai gravă. Că aici putem înțelege. Poate fi vorba de o diferență în interpretare. Să trecem acum la partea mai gravă. Citez. Prin credință, la botez, de aceea botezul e esențial, primim o natură divină. Deci, la botez, de aceea botezul e esențial, primim o natură divină. Nu ai cum să fii de zeci de ani pastor creștin și să spui asemenea erezii. E ceva foarte grav. Noi nu suntem oameni Dumnezeu. Noi nu avem două naturi. Noi nu suntem ca Isus. Noi nu avem o natură divină și o natură umană. E erezie. Noi nu suntem Dumnezei. Noi ne facem părtași naturii divine, dar nu avem o natură divină. Nu ni s-a dat o natură divină. Și, bineînțeles, asta nu se întâmplă la botez. Nu are nicio legătură cu botezul. Ne facem părtași naturii divine când suntem născuți din Duhul Sfânt, când suntem născuți din Dumnezeu. Suntem botezați în Duhul Sfânt. Dar nu ni se dă o natură nouă. Noi nu avem două naturi în noi și decidem noi de care ascultăm. Asta e pur și simplu o erezie. E ca și cum creștinul devine un om Dumnezeu sau un Dumnezeu om. La fel ca Domnul Isus. Nu există așa ceva. Creștinii au aceeași natură. O natură pământească cu care se luptă și o biruiesc prin Duhul Sfânt și de care vor scăpa atunci când vor muri. Abia atunci vor scăpa de această natură pe care o moștenit-o de la Adam. Dar prin Duhul Sfânt, creștinul acum își supune această natură. Și o omoară, o omoară faptele firii. Își răstignește firea pământească. Numai e sclavul ei. Prin puterea Duhului Sfânt. Nu pentru că are el o altă natură divină în el. Nu există învățătura asta în Scriptură.